articolului 19 din regulamentul financiar. Comisia Europeană a făcut două propuneri în acest sens și aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru munca sa și pentru cooperarea de care a dat dovadă și este important ca aceste decizii să fie adoptate fără nicio întârziere. Tocmai de aceea, limba de lucru a acestor dosare este engleza și cu termene limită foarte scurte. Cele două avize urmează două proceduri din punctul de vedere al rolului Parlamentului European. Modificarea CFM-ului este supusă consimțământului Parlamentului European. Proiectul de buget rectificativ numărul 2 din anul 2015, legat în mod direct de modificarea cadrului financiar multianual, trebuie să aibă loc în cadrul procedurii de codecizie. Intenția Comisiei Europene este de a transfera aproape toate angajamentele din anul 2014 de la rubrica 1B, care nu a fost folosită datorită adoptării târzii ale programelor operaționale, în anul 2015. Acest lucru înseamnă că sarcina cea mai importantă va reveni în anul 2015 autorităților regionale și naționale, însă astfel se va garanta un tratament egal între statele membre și, din acest punct de vedere, Comisia Europeană a declarat că va fi un partener activ și că va oferi sprijin atât în perioada de programare cât și în cea de punere în aplicare și sunt convins că acest angajament va fi reafirmat de Comisia Europeană, pentru că cele două roluri amintite mai înainte sunt deosebit de importante. Și sper că această declarație va avea efecte în practică, într-un mod cât mai eficient, astfel încât programele care încă nu au fost adoptate să fie adoptate cât mai repede în momentul în care CFM-ul va fi modificat. Singura excepție în intermediul instrumentului de asistență pentru preaderare, IPA și de politică de vecinătate, care sunt transferate pentru anul 2017. Explicația rezidă în întârzierile majore de adoptare a cadrului legislativ și în complexitatea acestor programe, la care participă trei tipuri de actori: state membre, țări candidat și țări vecine ale Uniunii Europene. Cred că pentru a păstra coerența și pentru a permite o punere în aplicare cât mai rapidă a acestor programe, ar fi fost înțelept dacă ar fi fost urmată aceeași logică ca și pentru restul alocărilor. Însă aș dori să vă aduc aminte că aceste programe deja prevăzute pentru 2015 și 2016 ar putea folosi alocările pentru acești ani. Acestea fiind spuse, aș propune să ne dăm consimțământul, pentru că fără acest consimțământ cadrul financiar multianual nu va putea fi modificat și nu vom putea trece la alocările necesare pentru programele operaționale care nu au putut fi adoptate în anul 2014. Consiliul a fost deja de acord cu propunerea Comisiei Europene. Este, drept urmare, important ca și consimțământul Parlamentului să fie dat cât mai repede posibil. Acesta este apelul pe care îl lansez tuturor raportorilor din umbră și tuturor grupurilor politice de a conlucra împreună cât mai eficient posibil, cât am, așa cum am făcut-o și în trecut. Proiectul de buget rectificativ numărul 2 2015, după cum am spus, este legat direct de revizuirea cadrului financiar multianual, pentru că transpune în practică cele decize prin revizuirea cadrului financiar multianual și permite alocărilor nefolosite în anul 2014, în anul 2015. Este vorba de o sumă de 16,5 miliarde de euro.
comentariile legate de proiectul de buget rectificativ numărul 2015 sunt aceleași ca la punctul anterior privind revizuirea cadrului financiar multianual. Aș dori doar să mai adaug că am profitat de această ocazie pentru a reaminti problema arieratelor care au ajuns la aproape 25 de miliarde de euro pentru cele trei fonduri până la sfârșitul anului 2013. Cer Comisiei Europene să ne pună la dispoziție toate informațiile necesare pentru a înțelege care este situația și care va fi impactul acestor întârzieri de plăți în intervalul 2017-2020 și care sunt instrumentele de care avem nevoie pentru a nu agrava și mai mult această situație a facturilor neachitate. Calendarul celor două proiecte de aviz este similar. Comisia Regi urmează să adopte aceste avize la reuniunea de la sfârșitul lunii martie. Apoi vor fi adoptate de plenar în prima mini-sesiune de la Bruxelles și aș dori să mulțumesc dinainte raportorilor din Umbră pentru răbdarea lor și pentru disponibilitatea de a lucra cu acest calendar extrem de strâns și pentru că au înțeles că este singura posibilitate de a adopta aceste decizii la timp pentru a permite statelor membre și regiunilor să acceseze aceste fonduri care vor permite funcționarea programelor operaționale. Nu este posibil să depunem amendamente, tocmai de aceea aș dori să vă mulțumesc din nou și sper că vom reuși să respectăm acest calendar strâns. Vă mulțumesc!